Sedentarismul are și el un rol deloc de neglijat, iar obiceiurile alimentare și cele de mișcare se învață în primii ani de viață. În farfuriile copiilor aproape că găsim numai alimente interzise, multă ciocolată, prăjituri cât cuprinte și fast food-ul de toate zilele. Printre problemele de sănătate cu care se pot confrunta copiii obezi se numără diabet, cardiopatie, pancreatită, probleme ale ficatului, probleme ortopedice legate de structura labei piciorului, probleme respiratorii, cum ar fi obturarea căilor respiratorii superioare, calculi biliari și alte disfuncții ale stomacului, disfuncții în alimentație, cum ar fi bulimia. În plus, copiii și adolescenții obezi au o încredere în sine scăzută. Obezitatea este în prezent cea mai frecventă problemă de sănătate a copilului. Prin inițierea precoce a aterosclerozei, obezitatea cu debut în copilărie reprezintă un factor de risc redutabil pentru bolile cardiovasculare ale adultului tânăr. Bolile cardiovasculare constituie o cauză de scădere a calității vieții și de reducere a duratei de viață. Sunt boli cu impact populațional, ce constituie pe plan mondial principala cauză de deces. Aplicarea urgentă a unor măsuri eficiente de profilaxie a obezității copilului și instituirea precoce a tratamentului în cazurile existente permite sancționarea eficientă a factorilor de risc cardiovascular cu șansa reducerii morbidității și mortalității premature a adultului. Obezitatea nu are nicio șansă de a se vindeca spontan. Este vorba de o serie de măsuri, de o strategie a slăbirii în perioada copilăriei și asta înseamnă o scădere ponderală progresivă, în trepte, până la atingerea greutății ideale. Tratamentul de bază este cel al mecanismului de producere al obezității și presupune crearea unui bilanț energetic negativ prin reducerea aportului caloric, asigurată de un regim dietetic personalizat, asta înseamnă că se ține cont de copil, de afecțiunile asociate eventuale, și, în al doilea rând, de creșterea consumului energetic prin activitate fizică. Obezitatea infantilă a ajuns la proporții alarmante în Uniunea Europeană. Peste 14 milioane de copii sunt supraponderali și numărul lor crește anual cu 400 de mii. Este motivul pentru care campanii din toate țările europene cer Uniunii să recunoască obezitatea drept boală cronică. Medicii constată o creștere alarmantă a numărului de copii care suferă de obezitate, dar statul nu pare să fie preocupat de această problemă. Prin urmare, părinții sunt cei care trebuie să ia măsurile necesare pentru a-i scăpa pe copii de obezitate. Mai multe despre acest subiect sâmbătă de la ora 12 la emisiunea Primii Pași.